me, la malizia è qui, ma non ci roci al bastone. Agresiv marocanul, în începutul acestei lupte. Amariții încearcă și să nu rămână dator. Lovitura joase s-au dorit, numai că a fost acolo o lovitură într-o zonă interzisă și arbitrul îi oferă timp lui Amariției să-și revină și îl atenționează deocamdată, doar atenționează pe marocan. Bună dreapta lui Harun. Foarte rapid pe brațe marocanul. Amariței încearcă să se apropie. Ratează dreapta, dar încearcă să lovească cu genunchiul. Arbitrul îi interupe pe cei doi. Îi desparte, de fapt. Stângă și apoi croșul de dreapta și atinge ținta. Amariței într-o postură un pic ingrată acolo, încercând să atace după ce primise niște lovituri foarte puternice. Lovesc amândoi pe contră. Practic aici contează foarte mult cine e mai rapid într-o astfel de acțiune. Cine își atinge primul ținta. Au curaj și doi să dea drumul la astfel de lovituri, pentru că e și un pic de șansă aici. Riscurile sunt uriașe. Bună luptă cu brațul din față pentru marocan. Amariței forțează un percut de dreapta marocanul, care se pare și atinge ținta. Da, excelent de dreaptă. Și Amariței cred că scapă și proteza. Croșou de dreapta în bărbie, recepționat de român, care face la timp pasul înapoi. Luptă. A avut chiar un pic de șansă, pentru că această întrerupere l-a ajutat să-și revină după acea dreaptă, care iată se repetă. Amariței trebuie să fie atent la viteza în execuție a marocanului. Harun lovește mereu când Amariței se deschide și acesta primește niște lovituri, niște izbituri practic foarte dure. Din nou surprins pe această cădere după o încercare de lovitură spectaculoasă din seritură. A lovit bine cu stânga Amariței, dar nu e suficient doar atât. Stop! Timp! Bagă proteza în gură că ți-au bucur! Luptă! Excelent, dreaptă încă o dată. Și încă o dată dreapta asta lovește cu mare forță Harun acolo. Excelentă stângă. Stop! Ambii au energie extraordinară. Hai să vedem dacă o folosesc în sensul potrivit, să spunem așa. Stop!
căzut un pic pe lovitura Mariței și Sharon a profitat de asta, lovind acolo și cu percutul de dreapta. Apoi a dat drumul la o directă mai lungă. Mariței încearcă să păstreze înălțimea, dar iată, este lovit aici. 1, 2, bine, numărătoarea. 3, 4, 5, 6, 7. Trebuie să începe să, începe să se ridice. Antrenorii lui au procedat bine, spunându-i să mai stea, să-și prindă forțe, să prindă forțe, să nu se ridice din prima. Dar trece prin momente grele a Mariței și iată, acolo Harun lovește extraordinar, încă o dreaptă bine aruncată. Stop! Timp! Colțul alb. Al doilea avertisment, la al treilea ți-au punct. Aici arbitrul nu știu dacă exagerează, dar îi atrage atenția pentru a doua oară că trebuie să țină proteza în dură și să nu o țină scoasă din gură în momentul luptei. L-a atenționat pe adversarul lui Amariței, să facem această precizare. Ar fi cam dur să ia punct când băiatul lovește atât de bine. Și nu e ajutor din partea protezei aici. Mariței are probleme cu forța aruncată pe fiecare lovitură de acest Shahib Harun. Stop! Luptă! Încă o dată stânga lui vine foarte bine printre brațele lui Amariței. O repriză oricum în care a contat enorm această, va conta această numărătoare. Stop. Nou se duce un pic cu capul înainte, Amariței cade pe lovitură și lucrul ăsta nu-l ajută deloc, intând în raza de acțiune a marocanului, care e din ce în ce mai dezinvolt, ratează însă dreapta. Trec greu secundele aici pe final. Amariței încearcă cu un plus de energie să reechilibreze disputa. Nu era stâng. Stânga pentru Amariței. Încearcă dreapta acolo, dar schivă excelentă pentru Shahib Harun. Stop! Luptă! Stop! Cuțin cu genul. Luptă! Mariței e obligat să se arunce în atac. Stop. Și nu ezită să facă acest lucru. Luptă! Frumos schimbul ăsta. Stop! Luptă!
Arbitrul însă îi oprește de foarte multe ori, pentru că cei doi, după ce aruncă, oh, excelentă stânga pentru Harun acolo, recepționată în plin de amariței, și observăm că după lovitură sau două, cei doi trebuie să fie despărțiți de intervenția arbitrului. Din nou, dreaptă, excelentă pentru marocan. Are o viteză superioară a lui amariței. Iată ce dreaptă din întoarcere aruncă. Sigur, adversarul cade pe el acolo, dar, mă rog, n-are voie să lovească. Un pic a ajuns la capătul puterilor și adversarului amariței. Să vedem dacă poate să facă ceva Vasile, în condițiile în care acesta se prăbușește pentru a doua oară. Dacă vă mai trântiți, vă iau la voi. Timp, luptă! Și mie mi s-a părut că Harun este cel care a provocat ambele căderi. Marocanul preferă să lovească mai rar. E ieșit această lovitură din întoarcere și să evite schimburile lungi. Stop! Dar nici amariții nu pare avea puterea să dea drumul la acțiuni cu serii lungi. Cred că va pune totul pe o acțiune acum. E una dintre ultimele șanse. Lovitură de genunchi. Caută cu brațul din față, dreapta, îl ține la distanță și o stângă excelentă aruncată de Harun, upercut. Și iarăși lovituri care îl încomodează pe amariței în încercarea lui de a recupera distanța față de adversar. Luptă! Stânga funcționează din nou pentru Harun, care se mișcă pe picioare, ratează o dreaptă, dar din nou își îmbrățișează adversarul și timpul trece în favoarea lui. Luptă! Ridică brațul, semnalul învingătorului, nu uită însă că trebuie să și lovească.